să intrăm acum în modul song play. Multe din aranjoarele Korg, inclusiv PA900, au posibilitatea de a reda două fișiere MIDI în același timp și de a face crossfade între ele. Korg este singurul producător din lume ce oferă această tehnologie. În plus, PA900 are posibilitatea aceasta nu doar cu fișierele MIDI, ci și cu fișiere MIDI karaoke și MP3. Acestea sunt redate direct din memoria internă sau din mediile de stocare conectate claviaturii prin portul USB host. Precum am menționat la începutul acestui video, dacă dorești să continui, îți va fi necesar să ai la îndemână un stick USB cu cel puțin două fișiere MIDI, un fișier karaoke MIDI și un MP3. Introduci stick-ul în claviatură în portul din dreapta sus a claviaturii. Atinge player-ul 1 pe ecran și fereastra de selecție se va deschide. În acest moment este selectat hard drive-ul intern al claviaturii. Atinge aici pentru a schimba selecția pe stick-ul USB. Atinge fișierul MIDI. În caz că ai mai multe fișiere, poți folosi bara de scroll pentru a le parcurge. De asemenea, poți muta selecția folosind dial-ul. Odată ce ai selectat fișierul dorit, apasă Select. Asigură-te că slider-ul de crossfade este tras complet spre stânga. Pasă Play pentru playerul 1. Fișierul este încărcat și redat, pornind aproape imediat. Acum atinge player 2. Poți folosi butonul Select ce se află lângă butoanele de comandă a playerului. Selectează drive-ul USB și repetă pașii de mai sus. Apoi apasă Play. Folosește sliderul de crossfade pentru a trece de la o piesă la cealaltă. Readu butonul de crossfade în poziția din stânga și apoi apasă Stop pe ambele playere. Unele fișiere MIDI conțin și versuri, precum sunt cele cu extensia KAR. Să selectăm un fișier KAR pentru player. Apasă acum Play. Pentru a vedea versurile, apasă butonul Lyrics din dreapta dial-ului. Versurile se derulează odată cu piesa. În plus, PA900 poate afișa inclusiv format grafic plus C sau versurile salvate în fișierele MP3. Dacă nu există versuri atașate, ai opțiunea de a deschide un fișier text cu versurile și de a le derula folosind pedale sau comutatoare asignabile. Dacă vei apăsa butonul Score, claviatura va afișa partitura piesei. Apasă acum Exit și Stop. După cum am menționat mai înainte, fișierele MP3 pot fi și ele redate în modul Song Play. Apasă Play. Poți folosi și în acest caz sliderul de crossfade pentru a comuta între fișierele redate, inclusiv între cele MP3. Însă poți face mult mai multe. Redarea unui MP3 pe PA900 este ușor de făcut. Poți, de exemplu, să transpui piesa respectivă, poți reseta transpoziția ușor apăsând simultan cele două butoane. Poți, de asemenea, ajusta tempo-ul, ținând apăsat Shift și rotind dial-ul pentru a ajusta tempo-ul. Volumul vocii principale poate fi coborât astfel încât să poți folosi MP3-ul ca negativ. Să asignăm Switch 3 acestei funcții. Ține apăsat Shift și apasă Signable Switch 3. Caută și selectează funcția Vocal Remover On-Off. Acum apasă Exit. Ține minte că doar vocea principală este coborâtă ca volum, nu și efectul aplicat. Cu alte cuvinte, cu cât vocea este înregistrată mai sec, cu atât vocal removerul este mai eficient. Apasă Switch 3 din nou. Aceste funcții îți permit să modifici tonalitatea unui MP3, să anulezi vocea principală și cântă urmărind versurile de pe ecran. Vei putea să creezi un negativ din aproape orice fișier MP3. Apasă acum Stop.